Maria. Și doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de a participa astăzi la un eveniment internațional. Este vorba de SAP World Tour, ediția a doua. Un eveniment pe care sperăm să-l permanentizăm. Face parte din programul general SAP de a promova produsele și serviciile noastre, România fiind parte, așa cum am spus și anul trecut, 100 de țări. Evident, noi ceea ce am încercat anul trecut, fiind și prima noastră conferință în acest format, este să vă demonstrăm că a face afaceri cu SAP, a implementa sistemul nostru, a fi parte acestui ecosistem, reprezintă un lucru sigur. Și faptul că peste 50 de companii în 2006, în România, firme românești au ales să pună SAP, dovedește faptul că mesajele pe care le-am transmis anul trecut s-au bucurat de o anumită încredere. Titlul anului acesta este Afaceri în ritmul viitorului, o traducere, nu știu cât de fericită, a titlului în engleză Business at the Speed of Change. Da? Deci, ceea ce vrem să spunem este că dacă anul trecut discutam de certitudini, anul acesta dorim să discutăm despre modelarea business-ului dumneavoastră la ritmul viitorului. La ritmul pe care, vrând nevrând, și companiile românești trebuie să se alinieze, pentru că altfel nu fac față. Trebuie să ne pregătim să ajungem acolo. Poate pentru România e un pic prea devreme, poate că conceptele pe care le-ați auzit sunt un pic prea futuriste, însă este evident că trebuie să ne pregătim și noi, pentru că viitorul nu așteaptă. Vă spuneam, de anul trecut, că SAP este o certitudine. Cei care fac afaceri cu noi merg pe mână bună. Și dacă este să rememorăm anul 2006, atât pe plan internațional cât și național, cifrele o confirmă. După cum vedeți, anul trecut aproape avem 10 miliarde de euro la nivel mondial în cifre de afaceri, o capitalizare bursieră de peste 78 de miliarde de euro la bursă, la bursă de Frankfurt. De asemenea, avem peste 41.000 de clienți care folosesc sistemul SAP. Avem peste 25 de soluții, 12 milioane de utilizatori, un ecosistem de care vorbeam anul trecut, unic, cu peste 3.800 de parteneri și peste 180.000 de consultanți în întreaga lume certificați SAP. Și în România, 2006, a existat o certitudine, așa cum vă spuneam, peste 50 de companii au ales să pună SAP. Suntem market leader în piața soluțiilor de business, cu peste 26% cota absolută de piață, conform ultimului studiu IDC. Avem peste 220 de clienți în prezent în România. Avem peste 12.000 de utilizatori în SAP, nepunându-i pe cei care utilizează prin internet, deci strict care utilizează core system. De asemenea, avem 17 parteneri cu care ne mândrim, câțiva dintre ei sunt și aici, alături de noi, la acest eveniment și vedeți la expoziția de afară, parteneri puternici care și-au dovedit seriozitatea și profesionalismul. De asemenea, soluțiile noastre sunt adaptate la sistemul legislativ și, evident, un lucru iarăși, cred eu, important, datorită evoluției noastre în România, unul dintre cele patru centre de livrare mondială este în România pentru Europa. Sunt două în Asia, unul în România pentru Europa și unul în Buenos Aires pentru America Latină. Deci, toate aceste lucruri, credem noi, dovedesc încă o dată că mergeți la sigur pe SAP,
2006, de asemenea, a reprezentat pe plan mondial și o consolidare a noastră din punct de vedere al cotei de piață. Am pus principalii noștri, să spunem, competitori pe care îi cunoașteți. În ultimii 3 ani, după cum ați constatat, avem o creștere constantă și solidă. Evident, acestea sunt certitudini. Lucrurile se schimbă. Nimic nu mai e sigur. Ce astăzi nu este valabil mâine. Și asta o resimțim fiecare dintre noi, atât la nivel personal, cât și la nivel de afaceri. O simțiți, mai ales firmele private românești, care aveau un trecut acum un an, un alt mediu de afaceri, acum un alt mediu de afaceri, intrarea în Uniunea Europeană a adus noi schimbări, accesarea fondurilor, Doamne ajută, dacă o să le avem, o să producă alte modificări și așa mai departe. Deci este evident că singura constantă este schimbarea. Pentru aceasta trebuie să încercăm să ne schimbăm și noi. Trebuie să ținem pasul cu vremurile. Trebuie ca sistemele noastre informatice să se adapteze și trebuie să susțină business-ul. IT-ul trebuie să susțină business-ul. IT-ul nu este numai o automatizare a unor procese economice pe care putem să le facem mai bine sau mai rău. IT-ul trebuie să fie un instrument prin care putem să împingem business-ul mai departe. Este foarte important acest lucru. De aceea, dacă până acum, dar chiar și acum, se discută în principal de eficiență în operare, și aici, evident, ne referim la latura internă a unei companii, și aici ne referim la business process reengineering, deci reproiectarea proceselor de business, împreună cu instrumentul lor, care este sistemul ERP, tot mai mult, trebuie să intrăm în zona de diferențiere. Cu ce mă diferențiez eu ca și companie de competitorii mei? Ori din acest punct de vedere, SAP reușește să facă acest lucru, să pună în valoare acest lucru prin transformarea business-ului atât la nivel operațional, dar și la nivel inovativ, prin anumite instrumente, Business Network Transformation și Enterprise SOA, Service Oriented Architecture, niște concepte extrem de moderne de care vă spuneam, pe care o să încercăm să le prezentăm